Va fi înregistrat video și veți va apărea un mesaj că acest webinar va fi înregistrat pentru a avea și noi posibilitatea să-l promovăm mai departe și pentru cei ce nu au putut să ni se alăture să-l poată viziona online. Bine, Alexandru, ne-ai dat share screen, ne arăți nou filmulețul și facem o mică dezbatere. Prima parte vom vorbi de case naturale. Am dat share la video. E bine să vă revăd pe toți, să mă revedeți și pe mine și să vă povestesc un pic de ceea ce construiesc și ceea ce fac în continuare cu construcții naturale și sustenabilitate. Cum a spus și Bogdan, prima parte va fi despre construcții naturale, ceea ce face parte tot din sustenabilitate, pentru că se lucrează cu materiale naturale în proporție de peste 80-90%. Lemn, pământ, lut, paie, nisip, piatră, cuie care-i fier, care nu, sticlă, aproape toate naturale. Acoperișul e din folie de plastic sau cauciucată, care e poate singura parte care nu e naturală. Dar și acolo se poate face din șindrilă. Eu am început prin a construi în 2015 din saș cu pământ o pivniță, ceea ce recomand la toată lumea care vrea să înceapă acest stil de construcții, să înceapă cu ceva mic. Mi-a zis și Bogdan că unii preferă să facă un WC mai mic sau poate o pivniță mai micuță sau un bunker sau o cămară sau orice are legătură cu construcții naturale. Nu e neapărat să vă implicați într-o casă direct sau a vă mutat de la o rasă sau de la o casă normală direct pe câmpul gol. Ceea ce am făcut eu și am reușit. Și propriul exemplu pot să-l share-uiesc cu voi, pentru că nu e nici greu, dar nici ușor. E mai mult ușor decât greu, să zic așa. E ca și cum ai merge la sală și faci un pic de mușchi. Așa cred eu că face parte chestiile astea. După cum vedeți în video, am pus niște filmări în care arăt ceea ce fac în gospodărie, cum mixez lutul, cum construiesc din saș cu pământ, ceea ce mi-e mult mai ușor decât aș face din alte materiale, pentru că pământul găsim la fața locului și sacii ușor de umplut cu acel pământ și foarte rezistent. Am experiența de 7 ani în care am construit și rezistă foarte, foarte bine acest tip de construcții. Nu mă așteptam nici eu, nu are fisuri, nu se mișcă, nu știu. Și pe frontul de luptă cumva se foloseau saci în plus cu pământ. E o metodă ingenioasă, să zic așa, și se pot face minunății cu materiale naturale. Chiar și durabilă, și în cazul în care apar stricăciuni, materialele fiind procurate din mediu, se pot procura mult mai ușor decât alte tipuri. Exact, exact. Pentru că dacă ai o casă și vrei cumva, dacă apare o crăpătură sau cumva lovești zidul, lutul e de afară și te încui din nou. În 10 minute poți să faci jumătate de perete. Și sunt chestii naturale care respiră, care îți fac un aer neutru, umiditatea de afară o face neutră cu cea dinăuntru, are tendința ca pământul să aducă umiditatea la 50% din cea afară spre interior. Și folosesc și lemn. Folosesc lemn, încerc esență tare, cum ar fi salcâmul, care o să vă povestim și despre salcâm, cât e de important în construcții sau în al planta. E o plantă pionier care ajută foarte mult solul, are foarte mult, introduce foarte mult azot în rădăcini din atmosferă și crește destul de repede. Și știți și voi că salcâmul e foarte bun ca și plantă și folosesc la construcții. Deci
Bine, e și competitiv. Dacă ați văzut, într-o pădure de salcâmi nu prea crește nimic, sunt doar salcâmii. Dar sunt pionieri pentru stejari. Adică stejarii se dezvoltă foarte bine într-o pădure de salcâmi, dar alți pomi mai puțin. Da, îi și invaziv, îi destul de invaziv față de celelalte plante, nu prea rezistă ceilalți. În zona de câmpie e mai avantajos, că nefiind dealuri, nu să, rădăcina nu ajunge foarte aproape de sol ca să lăstărească un altul, dar în zona de deal, fiind diferențe de nivel, te poți trezi undeva mai jos că îți va apărea un alt salcâm unde nu ți-l dorești. Sau, sau da, chiar mai salcâmul mulți, poate exact. ajuta. Da. Exact, Poate Bogdan. ajuta, mai ales dacă e curățat cum trebuie și în gospodăriile țărănești de foarte mult timp. Salcâmii se aflau pe post fie pentru reparații, fie pentru lemne de foc și erau ciuntiți, erau tăiați la 2 metri jumate, 3 metri de sol și lăsați din continuare să crească și să întărească și solul, să nu mai alunece, să nu mai plece după apă. Exact, după cum vedeți aici în clipul, acum mi-am dat seama cât de puține materiale ai nevoie la un atelier de genul. Eu am făcut aici o cameră destul de micuță și mi-a luat în jur de o lună, două, ca să o ridic toată, la roșu, să zic așa, n-am apucat să o tencuiesc foarte bine. Dar, după cum vedeți în clip, în primul rând de saci am pus nisip, sub saci era pietrișul, care l-ați văzut cu țeava de drenaj. Sârmă ghimpată, sagi și niște cuie. În rest, doar materialele de acolo. Nu am cumpărat nimic, nu am cumpărat fier beton, nu am luat ciment, nu am luat, nu știu, materiale convenționale care le găsim într-o construcție normală. Și sacii, după cum îi vedeți, sunt destul de lați. Ajung la 50 de centimetri, 60 de centimetri dacă și te încuiți cu lut. Aici ați bătut foarte bine și peste ei urmează sârma ghimpată. Nu ai folosit nicio plastă sudată sau ceva pus ca să se prindă tencuiala pe ei sau a mers lutul? A mers lutul cobu. Cobu, cobu-i o parte lut, trei părți nisip. L-am amestecat, o să vedeți în secvențele următoare, și l-am tencuit direct pe saci. Cât mai repede posibil ca să nu ajungă soarele să decojească sacii, pentru că dacă dă soarele pe saci, o să se defolieze sapul. Practic, nu-s rezistent la UV, dar probabil sunt și materiale care ar fi rezistente la UV, dar din moment ce o să acoperi sacii, nu cred că e necesar să exact. Să pentru așa ceva. Exact. Aici, în construcția asta, am început prima dată să fac acoperișul ca să am umbră la ceea ce construiesc. Și acum, după cum vedeți, la nivelul ăsta nu mai puteam să bag bine sacii, să-i bat cu maiu și m-am gândit să încerc să umplu acel gol cu altceva. Și după cum vedeți, lemnele le-am aranjat, ușile de mașină, geamuri, sticle, cam tot ce se poate reutiliza. Aici fac cobu, îi lut nisip și paie amestecate cu picioarele și efectiv îl pun pe saci. Se lipește ca lipiciu. Intră foarte repede. Trebuie udat un pic ca să facă priză. Deci merge de la sine cumva. Sunt mai multe zile acumulate în acest video, dar se vede progresul. Lemnul, am și o întrebare, lemnul care l-ai folosit era uscat dinainte sau umed, dacă ți-au apărut fisuri după ce s-a strâns sau dacă a lucrat în timp? Lemnul. Bună întrebare, îs toate verzi, Bogdan. Eu tot ce am tăiat, am curățat un fel de cărare în pădure pentru că era foarte, foarte îndesată pădurea și am rărit-o. Ați văzut că am folosit lemne foarte mici. Aici sunt un pic mai mari că e plop. Dar alea de susținere îs toate verzi și astea care îs de umplutură îs tot verzi, pentru că casa e maleabilă. Ea
cumva se mișcă puțin, nu-i foarte solidă și că e maleabilă, nu apar unele fisuri, dar eu am tot tencuit, deci sunt mai multe rânduri de tencuială pe unde au apărut fisurile. Ai grijă de tine. Domnule Chirvase, vă rog tare mult să închideți microfonul, pentru că se aude televizorul. Campanie. Și cam în jur de o lună sau două, în fiecare zi făceam câteva ore lut cu nisip și paie, amestecate în această prelată. Apă și făceam gogoloși de ăștia ca de mămăligă. Și îi puneam direct. Uite, am pus și sticlă și geamuri și sticle de plastic umplute cu alte chestii. Deci merge ca să umplu acele goluri cam orice material. Ce ai la îndemână și poate fi folosit, refolosit, e ideal, nu? Da, exact. Mai ales sticla. Îmi place foarte mult sticla. Am înțeles acum, în ultima vreme, că sticla se poate recicla la infinit. Păi da, practic e nisip. Exact. E foarte faină. Și uși de mașină, care le găsim peste tot, la orice colț. Și ușa de la intrare, care e tot reciclată, că am găsit-o din altă parte. Aici se cam termină video, că a venit iarna și n-am mai lucrat. Am lucrat anul viitor. Nu știu ce am făcut aici, dar asta trebuia să apară și ea. Cam despre asta a fost clipul. Ok, și pe total așa e super mulțumit de cum au avansat. Experiență în construcții n-ai avut? Cel mai probabil, de unde ai învățat sau care a fost sursa ta de informare așa în mare? Păi, cărțile și apoi ajuns să fac practică. Acolo am la mine, mai am o construcție mai mare, un pic mai în sus și am prins practic așa, să-mi dau seama cam ce să fac. Și plus de asta, pentru că trece timpul, văd că nu se mișcă deloc, nu am nicio fisură, nu am nicio gaură, nu am umiditate, nu am mucegai, nu intră apă. Și trece timpul și sunt tot mai mulțumit. Îți mulțumit și că îmi dă căldură, că am o sobă rachetă, care poate o să vorbim în alte webinare. E destul de importantă și o sobă rachetă pentru că arde mai puține lemne. Și văd cât de izolată e casa și îți foarte mulțumit. Nu mă așteptam. Când citești în cărți sau când vezi la alții pe internet, zici, bă, poate e adevărat, poate nu. Dar când o simți așa, real, ești mult mai conectat cu ea. Și cu materiale naturale îți dai altă conexiune. Și plus că am făcut-o cu mâna mea și văd că chiar are... E calitate. Exact. Calitatea întâi, că pui mâna pe ea, știi, nu-i ca pe internet să nu vezi. Dacă se strică ceva, știi cum dai de meseria și așa. Exact. Da, asta e foarte important. Bine, și din cărți așa, bine, citim foarte multe, sunt foarte multe informații, dar de multe ori teoria nu e chiar cu aceeași cu practica. Presupun că ai testat și tu ceea ce spuneau alții prin cărți sau pe unde ai mai auzit și nu s-a nimerit sau nu a fost la fel, pentru că diferă și regiunea, diferă solul, diferă clima, sunt mai multe aspecte de care trebuie ținut cont. Exact, și oricât ai citit, oricât te-ai uitat, îți formezi cumva drumul tău, cam în orice domeniu, mai ales în asta că e foarte complex. Și pentru că citești, dar poate nu ai toate resursele care le scrie în carte sau care le vezi pe net și trebuie să găsești alte materiale sau o altă tehnică de a lucra, cred eu. Și oricum, oricât de mult ai citit până nu faci practică, să înveți din practica care o faci și din greșeli, nu cred. Că și eu am construit mult, dar am și stricat. N-am fost constructor, tot ce am lucrat a fost puțin în ajutor în a construi, să dau un pic cu glet în niște apartamente, a fost foarte puțin. Eu când am început construcțiile naturale nu știam la ce distanță se pun căpriorii fiind grinzile de lemn. Eu n-am știut ce distanță trebuie să pun. Și toate le-am învățat pe parcurs. Repet, nu e foarte greu.
Nu, mie nu mi s-a părut și nici acum nu mi se pare greu. Încurajator e să încep mic. Ca apoi dacă te încumezi la ceva prea mare, s-ar putea să intervină ceva stres și să nu mai fie o plăcere să... Așa cu ceva mic, cu o magazie, fie și o căsuță hobbit sau îngropat în deal, tot așa pe bază de saci. Exact. Avantajează și îți lucrezi și puțin corpul. Că exact. Necesită și ceva exerciții fizice. Că, cum am văzut în filmuleț, ai bătut cu buturuga aia ca să faci saci aia. Nu, n-a fost ușor așa. Corect. Ai și căratul materialului, cine știe de unde trebuie să ți-l aduci, cu roaba. Da. 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 Greu nu e până când începe. Exact, Bogdan, dar dacă mai vedea pe mine în aceleași filmări că mă duc la sală sau că ridic alte greutăți pentru a înforța mușchii, e la fel. Adică, crede-mă că dacă îți pun același video când mă duc la sală, e același lucru. Doar că nu am două fiere să le car, că am o roabă. Sau nu ridic deasupra capului o bară de fier, ci bat cu maiul sacii. Așa văd eu lucrurile. De a zic că nu-i greu. La acoperiș ai folosit acoperiș verde? Spuneai că ai folosit o membrană sau ce ai folosit? Acea cauciuc? Sau exact. Folie cauciucată? Eu n-am mai văzut, cum ziceam de experiență, eu n-am mai văzut în alte părți, mi-a venit mie inspirația și ideea de a pune plasă rabit în căpriori. Nu știu dacă ați observat din video, îs căpriorii lemnele cam la 50-60 de centimetri distanță și pe el m-am gândit eu să pun o plasă rabit. Și peste plasa rabit am pus o folie normală de plastic și peste folia normală am pus lână, că am foarte multă lână în zonă pentru că cresc oamenii oi. Și am pus o destul de mare cantitatea de lână, deci are 20-30 de centimetri în înălțime și peste aia am pus o folie de iaz. Nu-i cauciucată, că aia cauciucată e un pic mai scumpă și n-am apucat să o iau. Ce am pus aia, am găsit-o la Dedeman, e de 0,5 mm și peste aia am mai pus lână. Și peste lână aia o să pun pământ. Deci o să fie un acoperiș verde. E singurele chestii care le-am cumpărat, e plasa rabit și folia. Folia care e cauciucată e cea mai scumpă din toată construcția. Dar recomand. Bine, am înțeles că are și o garanție de 50 de ani folia aceea. Are doar ce o deranjează pe folie, pe lângă înțepături sau altceva, ar fi UV-ul, razele. Exact, ultraviolete. E folie... Da, dacă e acoperit, EPDM parcă se chiar. EPDM, exact. Da. E efectiv cauciucată, se întinde și nu se face tare când îi vine iarna. Singura întreținere la acoperișul verde e să scoți pomii, că pomii poate să perforeze. Exact. În rest, ține an și an. Exact. Să vedem dacă avem întrebări de la participanți. Poate dorește cineva să întrebe ceva. Avem un chat. Puteți să le scrieți și le vom include în discuție. Hemcrypt. Eu nu am lucrat. Andreea Giurgiu, eu nu am lucrat încă. Am văzut și eu unele construcții, îs interesat, dar încă nu știu și încă nu m-am băgat. Adică cred că am luat-o eu pe alt drum, de nu am apucat să ajung la hemcret. Hemp e de la cânepă. Cred că vorbești de blocuri de cânepă. Beton. Da. Cânepa beton, cum se spune la noi. E practic carbonat de calciu amestecat cu nisip, parcă, sau și cu fibră de cânepă. Da. Pentru că e și termoizolantă și are și proprietăți la incendiu. Nu arde. Nu face flacără, hemcrypt-ul. Da, e foarte bună. Cred că izolează foarte bine. Recomand, dacă știți și aveți conexiuni cu oameni care lucrează așa, vă recomand să faceți și așa. Cum a zis Bogdan, izolează foarte bine.
pentru că are foarte multe goluri înăuntru și cel mai bun izolator e aerul. Ok, mai avem întrebări? Sau? Da, Bianca, aș vrea să înțeleg, ai bine faza cu acoperișul verde, cea cu piele de oaie. Da, era vorba de lână, nu de piele, nu? Da, da, e, da, eu am vorbit de lână. Deci lână de la oaie. Lână de la oaie o folosesc pe post ca un fel de pernă pe acoperiș și pe post de izolare, pentru că izolează foarte, foarte bine lână. Și pot să pun cantități enorme. Oamenii de aici, din zona mea, au mii de oi și ei mi-aduc cu tractorul. Deci au atât de multe de nu facă cu ea. Și eu mi-am permis să pun foarte multă, mi-am permis. Și am pus între folii. Deci eu am avut o folie de dedesubt, am pus lână și peste lână am mai pus o folie care e mult mai groasă, care e pentru folie de iaz, care vorbeam, ideea cauciucată, destul de scumpă. Și peste aia urmează lână sau pământ direct. Dar folosesc iară lână, paie și un pic de pământ ca să nu fie foarte greu acoperișul și să izoleze foarte bine. Pământul nu cred că izolează destul de bine pe cât ar izola un strat de lână. Și pentru că lână e între folii, nu miroase deloc, deloc, deloc. Să nu vă imaginați că miroase deloc. Întrebarea mea era dacă acum am înțeles că ai pus-o între folii. E la atelier, asta nu e un spațiu încălzit, nu? Ba da, e spațiu încălzit, e chiar casă. Pentru că eu înăuntru, cum am pus plasa rabiț, eu am pus și lut pe plasa rabiț. Deci în interior, la casă, îi tencuită cu lut. Deci peste tot lut. Nu se mai vede lână din nicio parte. Deci lână cumva e integrată în casă. Se vede doar aia de deasupra folii. Ok, pentru că mă gândeam la șoareci. Nu. Eu să te întreb dacă ai observat dacă își fac cuib în ea sau nu. Nu. Dimpotrivă, am observat doar la acoperiș în care am folosit paie. Pentru că toată lumea recomandă paie pentru izolare și pentru acoperiș. Dar vin șoarecii. Acolo vin și vin. Dar în lână n-am avut probleme și am deja 4 acoperișuri cu lână și nu a venit niciun șoarec. Deci la lână nu vin. Nu știu de ce, dar nu vin. Dar în schimb vin la paie. Se agață de ei. Adică sunt niște fire de păr care sunt deranjante. Adică nu cred că e un mediu oportun pentru a avea șoareci acolo. Nici eu nu cred. Mai probabil paiele, da. Paiele chiar mi se pare că e mediul lor natural în care și în compost și oriunde își fac cuib. Dar în lână mai puțin. Da. Nu. Da, până acum eu n-am văzut. Deci până acum, din experiența mea, n-am văzut la lână, dar în schimb am văzut la paie. Și eu mai am lână pe post de mulci. Nici acolo n-am observat. Unde au fost cartofi, am mai văzut șoareci. Dar unde a fost lână acoperită și a fost cumva, să zic, ca o boade de lână, n-au venit, n-am văzut. Dar unde spaie tot timpul, unde spaie. Nici de moli? Nici de moli. Am mai întrebat cineva de moli și nici de moli n-am avut, nici o molie n-am văzut. Bine, cel mai probabil, dacă ai etanșat totul cu lut și nu există spații sau găuri în care acestea să aibă acces la lână, atunci șansele sunt foarte mici sau deloc nu le întâlnești. Da, cred că da, pentru că dacă apucă lână aia dinăuntru, dintre folii, să fie izolată cu folia și cealaltă de deasupra să fie în aer, nu cred că mai are mediu propice molile. Nici în interior, nici în exterior. Eu am și descoperit, după 2 ani de zile eu am descoperit ca să mai pun lână și lână a fost după 2 ani intactă. Deci cum am pus-o, așa am găsit-o. Uscată, nemodificată, nederanjată, deci a fost la fel.
făcute spre deosebire la vata minerală, dacă dezmembrezi o construcție și a fost izolată cu vată minerală, cel mai probabil o să o vezi aplatizată sau faptul că s-a lăsat de la greutate sau s-a modificat structura, nu mai e aceeași. Aia un pic și la mine. Și un pic, da, da, la lână și la mine s-o mai aplatizat pentru că am pus ceva greutăți deasupra foliei ăleia. Unde a fost pământ și unde a fost mai greu s-a lăsat. De-aia am și descoperit să văd și care e situația, dar și să mai pun. Că am mai făcut rost de încă două, trei căruțe de lână și era destul de curată și venise toamna, acum 2 ani, parcă mi se pare, și am zis să mai completez, sau de 3 ani, cred că. Și am zis să mai completez și am pus și mai multă și s-a simțit foarte mult la căldura din cameră în iarna respectivă și în iernile următoare. Că s-a simțit căldura, că stă mult mai mult. Vă dați seama dacă am pus și mai mult. Erau vreo 3 sau 4 căruțe. Din experiența mea, din experiența mea de la tinerețe, care eu am țesut cu lână foarte mult, să știi că atâta timp cât lână nu este spălată și stă în sucul ăla care este de pe oi, nu face moli. Pentru că eu am avut oi, lână, am spălat, am tors, am țesut, dar atâta timp cât nu este spălată, ea nu face moli. Aveți dreptate, doamna Stella, asta am mai auzit-o undeva. Eu când lucrez cu lână, mi se pune pe mână un fel de... Da, are mustoarea. Nu știu ce are. Exact. Da. Și aia cred că o face să fie. Da. Lanolină, exact, Bogdan. Lanolină se cheamă. Da, și n-o spăl. Cum am mai zis, Ramona mi-a scris cum pregătești lână, trebuie curățată sau tratată, eu n-o curăț, eu doar o selectez. Că ciobanii mai taie în spate acolo și mai are resturi de la colți, da. Da, și alea le las, alea încerc să nu le bag pe cât posibil. Că oricum eu o iau la mână și o bag în sac sau o bag în roabă și o văd atunci și o selectez. În rest nu-i fac nimic, mai ales dacă e tăiată fain de cioban, depinde dacă știe că mere la Alex lână, o mai selectează și el. Și o ia și întreagă așa. Dar mai e și de ea care tun cu mașina și o face flender. Dar e ok și așa, că merge. Acum nu mai are valoare, de aia ok. Dar când avea valoare, noi să știi că cumpărăm foarte mult pentru țesul. Da. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc. Ai construit un beci natural, documentat cu video, cumva pe care ni-l poți arăta să ne explici pașii și la care trebuie să fim atenți, greșeli des întâlnite, etc. Andreea Giurgiu. Poate ne pot explica așa pe câțiva pași. Am construit un beci natural, a fost prima mea construcție, a fost o cameră de 4x5 a avut. Acolo m-am și mutat în primii 2 ani, pentru că eu când m-am mutat la țară am stat 3 luni în cort și în alea 3 luni eu mi-am construit un beci. Mi-am pus un luminator sus în acoperiș și am locuit înăuntru 2 ani de zile. Nu l-am documentat video că nu filmam în perioada respectivă, dar aș vrea tare mult să fac în toamna asta sau în primăvara următoare un beci mare și a săpat cu excavatorul și tot ce sap cu excavatorul în deal, tot pământul ăla o să-l bag în saci să-mi fac o pivniță tip bunker. Greșeli întâlnite, nu știu zău, că eu am greșit în anumite, nici nu știu unde am greșit anume, nu știu pe ce să mă axez în greșeli, că nu mi le amintesc pe toate. Într-adevăr, nu mai lucrez cu balos de paie, nu știu de ce, nu mă atrag deloc, nu sunt foarte... Ăia nu mă atrag, am construit și i-am dat jos pentru că nu mi-a plăcut deloc cum se comportă. Tot ce aș vrea la o pivniță și vă recomand și vouă să fie un acoperiș destul de puternic, destul de solid, ca să fie izolat cam cu jumătate de metru de pământ deasupra. Deci ar trebui niște lemne solide deasupra din... poate 20-30 de centimetri distanță una de alta.
și acoperite cu scândură sau direct numai lemnele cumva. Asta o să fac eu, dar încă nu știu nici eu exact cum o să fac, dar o să documentez video, cu siguranță. Aia ar fi următorul proiect care l-aș face. Cu drag, Andreea. Și cred că Eugen Popescu ne-a sugerat mai sus o publicație. Da. Da, este Cărți din Tei, se numesc, sunt traduse multe cărți acolo, vreo 33, dacă mi-amintesc, dintre care am menționat asta, cărticica meșterului Cobor de Bechibi, exact ce discutăm noi acum. E tradus în românește, o găsiți pe Cărți din Tei. Și acolo o să găsiți multe alte cărți la fel de interesante, de permacultură și așa mai departe. Eu vreau să-l întreb, însă vreau să întreb cât a durat construcția casei, care sunt dimensiunile, dacă câți oameni au lucrat la casă și dacă e dispus să-mi facă și o casă de genul ăsta. Construcția are în jur de 2 metri jumate lățime pe 5 metri lungime pe interior. Pe exterior e un pic mai mare, n-am măsurat-o pe exterior. Pe exterior știu că folia e de 3 metri jumate pe 6, are acoperișul. E destul de mică, dar e strict pentru oaspeți. Eu am făcut-o pentru Airbnb, am început să fac atelier, dar a ieșit cumva căsuță mică, pentru că are pat, are sobă, are și un duș pe colț. Am făcut, dacă o să vă mai uitați pe YouTube-ul meu, o să mai găsiți, că am mai făcut filmări acolo în căsuță. Și încă nu construiesc la ceilalți, că încă mai am e de construit și nu mi-am făcut o echipă. Mi-aș dori tare mult să fac o echipă cu 2-3 oameni, să putem să lucrăm în echipă. În echipă s-ar putea să pun să construiesc și la ceilalți. Dar deocamdată lucrez singur și încă am de lucrat la mine. Am mult teren, ați menționat 5 hectare, dar 7 și aș vrea să mai construiesc un pic. M-am hazardat la ceva mare, cum o zis și Bogdan, să începesc cu ceva mic, dacă vreți să începeți și sunteți interesați. Pentru că mic înseamnă frumos. Mare, apar complicații, apar stres, apare timp, lemnele sunt un pic mai groase, e multă bătaie de cap și durează prea mult. Dar în schimb ceva mic e mult mai frumos, mult mai intim și se termină mult mai repede. Și mai satisfăcător, nu? Exact. E satisfăcător mai repede. Exact. Domnule Eugen, mi-aș dori... Mi-aș dori tare mult să lucrez la alții, dar credeți-mă, când faceți dumneavoastră ceva, nu știu, și chiar o toaletă afară sau orice, cum ați menționat că îți cărți din Tei, acolo am și eu cartea cu construcții din saci cu pământ, acolo o găsiți la editura Tei. Când puneți mâna dumneavoastră și lucrați un pic cu copt și cu saci, o să vedeți că e o satisfacție interioară mult mai mare. Eu nu mai pot, nu mai am anii tăi și nu mai am forța aia de muncă, iar aici în sat nu găsești pe nimeni care să te ajute. Absolut pe nimeni. Deci, sau dacă găsești, știți mai departe ce se întâmplă, n-aș vrea să comentez. Și de asta, dacă e să fac, trebuie să fac o echipă adusă de afară care să facă de la A la Z tot. Altfel, eu personal nu mă pot înhăma la așa ceva. E foarte complicat. Vă înțeleg, domnule Eugen, și v-am zis, eu tare mult aș vrea să-mi găsesc o echipă. Cunosc tot mai mulți oameni, tot mai mulți oameni interesați, tot mai mulți oameni care vor să învețe, tineri ca mine. Cum mă vedeți pe mine, am mai găsit tineri ca mine care ar da un hey rup la construcții de genul. La ceilalți, mă refer la ceilalți. Dar trebuie un pic de... niște organizații de-astea care eu încă nu n-am făcut, dar vreau să fac. Am în plan chestia asta. Cât te-a costat? Costurile sunt foarte mici la materiale. Deci nu vorbim de materiale. Cred că cel mai mare cost ar fi forța de muncă. Adică dacă sunt utilaje cum e excavatorul, ăla costă bani pentru că e pe oră. Mâna de lucru, mâna oamenii și cam atâta. Restul, uși, geamuri, depinde de client ce își dorește.
Dacă termopan cu ramă de lemn sau termopan, depinde. În cazul meu ce am folosit eu acolo, vorbim de câteva sute de euro investiție. Dar e munca mea de 2-3 luni. Dacă era mai mulți, dacă eram 5, poate era 2-300 mai ridicată. Poate și mai repede. Da, contează foarte mult să ai echipă. Și enorm. Asta, dacă ai axat treaba asta, ar trebui să te concentrezi, să-ți găsești niște prieteni, niște care au aceleași preocupări ca și tine și să-și construiască și ei la fel pentru ei și după aia să construi și la alții. Da. Eu am făcut o provocare, știam că nu vei veni la mine. Dar te-am provocat să vedem. Foarte bine, foarte bine, da. Dacă ești dispus să faci așa ceva pe viitor. Vă dați seama, da. Eu te felicit pentru ce ai făcut acolo. În primul rând, ești un pionier în acest domeniu în țară. Eu nu cunosc pe cineva, probabil că sunt și alții, dar oricum ești un pionier și trebuie după tine să vină și alții în spate. Și să sperăm că vor fi din ce în ce mai mulți care vor veni în domeniul ăsta agroecologie. Păi la ce prețuri sunt la material în ziua de astăzi, domnule? Exact. Acum o să problema, din curte. Problema aici nu neapărat e material, cât forța de muncă care nu o găsești. Și aici este foarte greu, că altfel materialele e puțin, să zicem, deja le asamblezi, vii cu ele, le asamblezi și vine o echipă, o firmă și îți aduce casa pe trailer și îți o asamblează. Aici trebuie muncă și aici românii nu prea să mai cam. Aia care le-a plăcut munca au plecat. Nu prea mai sunt aici. Da, ceilalți și ca mine suntem puțin mai în vârstă și mai greu cu așa ceva. Da, e oricum foarte frumoasă și prezentarea mie mi-a plăcut și ceea ce faci. Poate că o să ne mai arăți și prin grădina ce ai făcut acolo și ce urmează să faci. Că dacă ai 6-7 hectare, ai mult. Poți să faci foarte multe lucruri. Eventual o livadă acolo. Sau, mă rog, asta o idee. Poți să faci orice. Da, poate la celelalte webinari o să vă povestesc și despre Food Forest, că am început să fac. Toamna trecută am plantat 150 de pomi fructiferi și cam 150-200 de pomi normali, cum e salcâm, plop. Foioase, exact, foioase, Bogdan, da. Da, axează-te pe ce merge acolo și axează și trebuie să cauți, bineînțeles, desfacere și... Să ai și satisfacția, cum să spun, material, în afară de satisfacția asta, că ai făcut ceva deosebit. Trebuie și satisfacție materială. Da. Bun, eu am încheiat. Mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc, domnule. Trecem la subiectul următor? Da, păi cum a spus domnul Eugen, că nu găsim forță de muncă și că trebuie și material, eu aș implica social media, aș implica internetul, aș implica și altceva decât asta, pentru că e vorba de ceva nou, ceva ce atrage tinerii și ceva ce implică și tehnologia, ceea ce m-a atras și pe mine. Adică după ce am început să construiesc natural, am început să fac permacultură și am văzut că sunt tot mai diferit de ce fac oamenii din jurul meu, am zis, ar trebui să împărtășesc cu ceilalți. Și cel mai ușor și cel mai la îndemână e tehnologia. Și când am pus mâna pe ea și am început să editez, să filmez, să scriu, să fac poze, oamenii au tot venit și au tot venit și au tot venit și tot vin și tot vin. Și cunosc tot mai mulți și cunosc tineri care merg la sală, tineri care sunt aitiști, tineri care nu știu de permacultură, tineri care nu știu ce e o construcție naturală. Și vin și mă întreabă și sunt tot mai curioși. Domnule Eugen, vreau să mă credeți, toți, tot mai mulți tineri de 20 de ani, 22 de ani, 25 de ani, care vor să înceapă chestiile astea. Nu au financiar foarte mulți bani, dar văd un potențial nu neapărat în construcții, dar și în social media. Pentru că se ridică tot mai tare internetul, din multe puncte de vedere. Internetul e foarte complex. Social media la fel. Încep să poți să faci și de acolo. E o
pot să mă întrețin un pic din chestiile astea. Construcția aia ce ați văzut-o, ce v-am prezentat-o, o închiriez pe Airbnb și vin niște bănuți, nu mulți, dar vin, cât să pot să știu și să văd un potențial în chestia asta să continui să fac. Și să văd că oamenii sunt interesați, că folosesc niște hashtag-uri și ajung la oameni care sunt interesați de chestiile astea. Nu vin, eu nu mă duc la nimeni să-i zic, uite, hai construiește natural. Sau la oameni care construiesc deja să zic, bă, uite, poți să construiești diferit. Nu. Eu efectiv share-uiesc pe internet și cei care caută ajung la mine. Și cei care caută ei deja știu. Pentru că caută ceva ce știu deja. Ce poate ori auzit sau văd, zice, bă, ui ce fain e, ui ce diferit e, hai să mă duc. Și sau vă, hai să văd. Da, și vă sunt practice și te ajută. Eventual, exact. Vrei să știi cum e? Uite, pune mâna pe lopată. Exact, exact. Și cum ai zis, Bogdan, pui mâna pe lopată, pui mâna pe roabă, adică care 20 de roabe e ca și cum mergi la sală. Adică dacă mergem împreună la sală acum, o să vedeți foarte mulți tineri acolo care îi întrebi, bă, dar nu-i greu, că e muncă, adică și aia e muncă. Depinde cum înțelegem noi munca, poate înțelegem greșit de multe ori. Pentru că dacă mă simt liber și neîmpovărat că trebuie să lucrez, lucrez mai mult decât ar trebui. Eu sunt tot timpul acolo focusat pe ferma care o fac acum, trup și suflet tot timpul. Tot timpul simt că lucrez, dar în același timp tot timpul simt că sunt vacanță. Pentru că doar de mine depinde cât efort depun ca să mă duc înainte cu proiectul meu, să fac cât mai mult, să am cât mai multe hrană, mâncare, nutrienți, compost, livadă, social media, să mă lărgesc cu gardul, să mai tai un pom, să mai pun niște ciuperci, să mai culeg, să fac de mâncare, să aștept niște turiști, să mai vorbesc la un webinar. Toate chestiile astea... Câte puțin din toate. Exact. Sunt toate legate. Da. Și nu te plictisești. Monica dorea să avem una ridicată, dorea să ne spună ceva sau... Da, bună ziua. Vreau să-l întreb pe domnul Alexandru. În primul rând, felicitări pentru proiect. Mulțumesc. Și vreau să vă întreb cam cât, nu știu, n-am auzit bine toate discuțiile, cam cât duce o asemenea construcție, ce valoare ar avea în general, așa? Păi pe mine m-a costat câteva sute de euro, până într-o 1000 de euro, dar eu nu am pus munca mea. Munca mea depusă, nu am pus-o, adică e doar strict de materiale. Ați văzut în video că niște uși. Păi, în jur de 3-4 mii de euro. Da. Asta să fie manopera, nu? Sau cum? Sau da, cred că manopera la oameni, cred că e cea mai... Da. Și închirierea de excavator și lemne și... Da, deci niște chestii. Spunem că poate cu până în 5.000 ai reușit să faci. Da, clar, până în 5.000 cu siguranță. Cât? 15 metri pătrați? Între 10 și 15 metri pătrați? Cam 20. 20. Cu dormitor, cu patul sus, cumva. Și poate la banii și cu sobă. Adică chiar aproape la cheie. Da, este o... E un model de casă, eu chiar m-am uitat mult pe internet pentru fel și fel de case, case din lemn, case de mai multe tipuri, dar asta chiar m-a surprins foarte mult și nu cred că există în România cineva care să fi făcut, poate mă înșel eu până în momentul ăsta, să fi avut o asemenea idee. Păi cât mai sunt. Vă referiți sau la ce idee? La din ce este făcută casa, materiale. Ah, că e făcută pe... ok, din saci, să vă referiți. Da, că da. A fost bătut și că... Aha, da, sunt, da. Mai sunt. Sunt în România. Și eu, multe eu exemple. Am făcut o construcție. Da, uite și multe. Am început mic și cu căsuța la cartel. Da, da, foarte fain. Am făcut și un mic bet. Da. Păi așa cred că e cel mai bine. Dacă sunt tineri aici care vor să înceapă ei. Foarte bine, dar să aveți și un fel de promovare, nu știu, ca să mai vedem și alte modele,
poate, sau nu mai sunt alte modele? Păi asta cred că o să fac în toamna asta, am o colaborare cu doi băieți care vrem să mergem în România să facem niște tururi la niște căsuțe tot așa și ferme tot așa sustenabile, să facem niște prezentări și clipuri. O să le share-uim cu siguranță aici, ne împărtășim. Este foarte bun pentru fermă, da. Da, mulțumesc mult! Cu drag, mulțumesc și eu! Andreea, Giurgiu, dorea să spună ceva? Da, mulțumesc. Vreau să întreb legat de temperatura dinăuntru iarna, de exemplu. Dacă se menține ușor, cam cât trebuie să folosești soba și... Bună întrebare, Andreea. Sunt foarte, foarte mulțumit. Sunt foarte mulțumit de cum rezistă și cum izolează, dar și cât de repede se încălzește, pentru că v-am zis că folosesc sobe rachete. Eu folosesc sobe rachete cu masă termică. În căsuța care v-am prezentat-o, nu am... E un pic mai devreme filmat și acum e terminată și cu sobă înăuntru. Și soba are și pat din lut. Și cumva căldura înmagazinează în pat, pentru că patul cum e din lut ia toată căldura de la sobă. Și, de exemplu, dacă anul trecut în iarnă am făcut 3 zile foc, și încă 2 sau 3 zile au fost cald, doar din cauza că s-a încălzit tare patul și toată masa termică din jurul sobei. Și folosesc foarte, foarte puține lemne, deci foarte puține. Am experiența de a avea în aceeași casă 2 camere. În una aveam o sobă convențională, ceea ce găsiți la Dedeman, cu 1000 de lei, și în cealaltă cameră mi-am făcut eu prima sobă rachetă. Și eu singur duceam lemne și într-o cameră și în alta. Și duceam de 10 ori mai multe lemne în soba aia de la Dedeman față de soba rachetă. În soba rachetă intră subțiri, mici și puțin. Și arde foarte diferit. Vă recomand să intrați pe site-ul de la TEI, să vă uitați un pic, să răsfuiți cartea aia din cu sobe rachete și masă termică. S-o găsiți gratuit acolo. S-o descărcați și să răsfuiți un pic, să vedeți cum e principiul. Că e un principiu mai diferit față de celelalte arteri de sobe. Am înțeles. Mulțumesc mult! Cu drag! Poate o să vorbim în alt webinar despre sobele rachete și despre compost. Eu foarte mult aș vrea să vorbesc cu Bogdan despre compost și cum ne putem încălzi casele din compost fără să avem arderi de lemne sau arderi de gaz, arteri. Face parte tot din sustenabilitate și e un punct foarte, foarte. Și construcțiile naturale, dar în special compostul și soba rachetă, că poate merg mână-mână. Că dacă e temperatura prea mică, să zici că ai minus 20 de grade și nu face față compostul, mai faci un pic de foc. Dar să nu fie sursa principală arderea de lemne, să fie sursa principală compostul, pentru că compostul dă multă căldură și după aia poți să folosești... Temperatura din interiorul compostului e ideală pentru încălzirea pompar de oseală, mai pe scurt, că e fix temperatura care e recomandată să treacă prin podea. Exact. Da, dar și soba rachetă e destul de ingenioasă, plus că mai avem nevoie și de cenușă. Cel puțin pe la morcovi. Da, un pic, da, ar merge. Cât un foculeț așa micuț, da, da. Așa, mai e și plăcerea focului. Mai ai, pornitul lemnelor și, da. Da, se aude și faină soba rachetă. Având flacăra mai violent, să spun că e mai zgomotoasă. Da, exact. Ok. Și cu promovarea pe social media, pe rețelele de socializare. Am putea să vorbim și despre sustenabilitatea energetică cumva. Că, practic, ai reușit să atragi oamenii care erau interesați și să depună efort, timp și energie în a te ajuta să te dezvolți. Și
nu doar asta, că te dezvolți și un plan fizic, să spunem că na, mai construiești ceva cu ei, dar în același timp chiar uneori cred că poți învăța și de la ei, venind și ei cu o altă mentalitate sau o altă perspectivă din exterior. Da, foarte bine ai zis, Bogdan, pentru că social media ne ajută să ne conectăm și să ne conectăm cu oameni de seama noastră. Cum am mai zis, că faci material, că faci niște bănuți din social media, dar nu mă refer neapărat că social media te plătește, că te-ai plătit YouTube-ul sau TikTok-ul, nu. Vorbesc de oameni care îs interesați și vor să te ajute, adică vă dau exemplu meu, că oamenii mai și donează, oamenii mai și donează că văd ce fac sau că vin să stea la mine să mă ajute cumva. Mai ales, uite, vin și stau 2-3 zile, îți plătesc cât trebuie să stau și te mai ajut acolo, îți mai aduc câte ceva, dacă ai nevoie îți dau o mână de ajutor, mai facem niște cob, mai facem niște saci, îi învăț, ei mă învață alte chestii, îmi zic cum să fac, vin din toate domeniile și te conectezi cu oamenii. Vă recomand tare mult, dacă începeți ceva de genul, să folosiți telefonul ca pe un instrument. E un instrument minunat dacă știți să-l folosim la potențialul lui maxim. Toți dintre voi care vă uitați aveți un telefon performant. Eu zic să începeți, că nu aveți nimic de pierdut, dacă v-ați gândit deja. Eu încerc să motivez toți oamenii să intre în social media, să folosească cu drag, dacă pot. Nu-i pentru toată lumea. Îi încurajez pentru că chiar ți-a fost de real ajutor și te-a împins destul de mult în ce ai avut de făcut. Da, da, adică promovezi ceva ce ajută pe altul. Dacă eu știu că sustenabilitatea sau construcții naturale ajută pe altul, păi nu mă interesează că îmi place, nu îmi place, nu, trebuie să fiu acolo. Și dacă lumea stă cu capul în telefon, trebuie să ajung în telefon ca să ajungă la mine, într-un fel. Așa gândesc eu. Și gândesc că social media și tehnologia e ca un topor. Poți să-l folosești și bine și rău. Rău, din punctul meu de vedere, e când stau în social media, stau și mă uit, dau scroll în jos. Nu e ok. Adică eu cred că am scăpat de acel viciu. Da, în fine. Încerc să aplaudez mai mult decât să consum. Adică sunt și bune și rele în social media. Că da. La un moment dat te prinde telefonul ăla și nu da. Te mai lasă să mai faci altceva. Exact. Intri în el 2 ore când îți zici după 2 ore, bă, dar ce s-a întâmplat? Gaura neagră. Da, da, da. Da. Deci îi destul de mult și recomand. Dacă vreți să vă apucați de construcții naturale, e o idee bună de a face și social media, de a face clipuri, de a scrie. Poate sunteți dintre voi care știu să scrie. Și scrieți parcursul vostru de a face o grădină sau de a face ceva mai sustenabil în jurul vostru, de a selecta gunoiul, de a vă muta la țară, de a face o cotreață la câine din saci sau a te încui cu lut sau a face din hempcrip o clădire. Orice ce credeți că ajută pe altul. Odată ce e filmat, putem să și învățăm din filmări, oarecum că, uite, aici am greșit, că am făcut-o nu știu cum și nu trebuie. Exact, da. Memoria, când avem o grămadă pe cap și atât de multe proiecte, nu mai țin minte exact ce ai făcut, cum ai făcut, dar o filmare sau o documentare scrisă, audio, cum o fie, aia tot ajută. Exact. A recrea pe viitor ceva mai bun. Da. Și share-uim cu ceilalți, adică văd și alții, că nu contează cât se uită, că nu trebuie să uite mii, trebuie să uite 10 oameni. Bă, dacă ăia 10 s-au uitat, că 2 dintre ei poate e sora, poate e maică-ta, poate e vecina și încă 7 necunoscuți. Bă, dar 7 oameni, adică poate unul dintre ei chiar i-ai trezit interesul să facă ceva mai constructiv pentru el. Sau să vadă niște idei, sau cum ai zis tu, Bogdan, că filmezi, că uiți, că uităm și foarte bine că uităm, că n-are rost să ținem minte chiar tot, că nu putem. Așa ai făcut creierul. Dar dacă filmăm, ne documentăm noi pentru noi drumul, parcurgerea unui proiect sau, nu știu, ca un fel de jurnal, să zic așa. Și apoi putem face un montaj cu un programel și
să-i documentăm și pe alții, nu? Adică da. Să dăm mai departe ce bunele și relele, nu? Da. Ar fi. Exact. Și social media te-a ajutat pe partea financiară? Adică să-ți aducă un venit? Sau, nu știu, unde ai considerat un venit? Trebuie să ai un venit financiar totuși ca să poți continua proiectele. De unde zici că a prins mai bine? Sau unde zici că te-a avantajat mai mult? Închiriatul sau... Închiriatul, da. Deci închiriatul pe Airbnb m-a ajutat cel mai mult. Că e foarte diferit și străinii, am prins la străini foarte mult și ei cumva m-au ridicat. Adică m-au ajutat cel mai... și din partea... Și vin și românii. Deci vin din ambele categorii. De acolo îmi câștig mai mulți bani pentru reinvestit. Pentru că eu, dacă e sustenabil, am curentul meu, apa mea, căldura mea fac acolo, mâncare cam aproape tot, mai cumpăr paste și orez și știți și voi, nu-s chiar în ale mâncări, chiar tot. Dar nu consum mult, nu am multe cheltuieli. Dacă n-am multe cheltuieli, tot ce câștig cam reinvestesc, că nu am facturi sau chestii de astea. Am ales eu să fac chestia asta. Deci, dacă aș fi la oraș și aș câștiga 1000 de euro și cheltuielile mele ar fi de 700 și aș mai rămâne cu 300 de euro, eu cred că aici câștig mai mult dacă câștig doar 300 de euro și investesc 250. Cred că înțelegeți ideea. Da. Nu câștig mult, dar mă pot descurca și un pic și din social media. Din social media nu prea câștig, nu a fost interesul meu, poate o să ajung, mi-aș fi dorit să câștig mai mult, dar nu prea, cel mai mult mă promovez. Mă promovez cel mai mult pe YouTube, pe TikTok, pe LinkedIn, iar îl folosesc, mai pun și pe Facebook când mai apuc. Dar mi-aș fi dorit un pic mai mult, dar nu. Eu dau înainte pentru că, v-am mai zis, nu e vorba doar de bani în social media, ci e vorba și de oameni. E vorba de oameni, că dau de mine, îmi trimit mesaj, mă încurajează, mai îmi donează, mai prind o experiență cu oamenii, unii vin doar să mă ajute, nu îmi plătesc nimica, dar nici nu vreau dacă vin să mă ajute și să stea cu mine, să, nu știu, să crăpăm lemne, să tragem lemne în pădure, să plantăm, să... chestii de astea, voluntariat, care ajută foarte mult și chestia asta. Bine, și te ajută și pe tine. Odată ce faci un montaj video, mai faci încă unul, deja poți să scoți niște montaje mult mai frumoase și mai plăcute de vizionat. Exact. Și utile chiar. Exact. Dacă avem întrebări de la participanți, îți dorește cineva să întrebe ceva, să ne lasă o întrebare în chat. Sau... Și Alex, te rugăm frumos să pui în chat linkul de la canalul tău de TikTok. Am pus cel de YouTube, o să-l pun și pe cel de Facebook, dar mai rămâne TikTok. Da, sigur. Îl am aici, pregătit deja. Și spune-ne, te rog, și care e cel mai urmărit canal al tău? Unde e cel mai mare succes? Eu cred că pe TikTok am avut cel mai mare când am început pe TikTok. Acum nu mai prea merge. Văd că încep tot mai mult pe YouTube, pentru că cum am promovat, au dat de mine și oameni care sunt foarte buni în YouTube. În jur de o lună în urmă au venit doi YouTuberi care fac travel. Sunt canadieni și au 200.000 de subscriberi pe YouTube și fac bani destul de mulți. Și au venit și m-au promovat. Și de când au venit ei, mi-au crescut urmăritorii cu mult, foarte mult, adică cresc foarte tare. Adică eu tot pun și la un moment dat o să și câștig. Dar eu pun acum pe ceva ce nu știu dacă o să câștig sau nu. Dar eu tot pun. Și la un moment dat o să urce și ca să ajung și la mai mulți oameni, să și promovez chestia asta, să și promovez construcții naturale, să și promovez sustenabilitatea, dar în același timp să și promovez munca mea ca să pot să înduc traiul din social media. Sper că se poate și văd la alții că pot. Andreea, întreabă, ne poți spune mai multe despre grădina ta de legume?
Da, folosesc foarte mult permacultura, mă folosesc cât mai mult mulci, încerc să nu depun prea mult efort, am foarte mult teren și încerc să lucrez cât mai mult natural, cât mai mult fără prea mult efort, încerc să nu sap pentru că e multă muncă, mai bine pun compost care nu are semințe prea multe, compost făcut de mine sau direct din pădure. Am niște zone în pădure unde știu că nu crește buriana, unde știu că nu sunt multe semințe și e vechi pământul și îl duc pe ăla și pun direct peste iarbă ca să nu mai crească. Așa mi-am plantat cartofii, îți dau un exemplu. Sunt multe de povesti de grădina de legume, nu-s eu în măsură să zic prea multe, că știu poate mai multe din construcții naturale decât de grădini. De grădini. Mai mult de food forest aș vrea să vă vorbesc, pentru că acolo îți mai priceput, să zic așa. Consider eu. Grădina de legume, nu știu, când văd la doamna Stella sau când văd la alții ce grădini faine au, zic, bă, sau Bogdan, am văzut la Bogdan, minunății. No, ele sunt mai mici un pic. Eu m-am axat pe teren mare și mi-am cam prins urechile, dar de-aia mă duc un pic pe food forest, că e mai mare, e mai mult, plantez mulți pomi. No, dar grădina aș vrea să las pe alții să vorbească despre grădini. Cum e Bogdan? Băi, na. În permacultură, cumva, tu având o suprafață mult mai mare, trebuie să-ți împarți terenul pe zone. Zona 1, cu cât ești mai aproape de casă, și zona care e cea mai depărtată, cea mai sălbatică, cumva, sălbăticită. Exact. Și încet cu din aproape până departe, așa, ori treci în toate câte puțin, ori o iei de la bază. Dar, da, când e suprafață mare și, într-adevăr, eu am un hectar jumate și tot singur lucrez și îmi dau seama că e destul. Ui. Așa e. Bine, dar cred că cei trei stâlpi așa, cred că, care aș putea să-i spun de stâlpii de civilizație, ar fi ce, adăpostul, hrana și educația, nu? Corect. Treci prin toate. Și ce e mai important pentru tine a fost adăpost. Așa, exact, da. Da, și printre altele vine prin educație. Da. Printre altele am început și permacultura, să fac 2-3 straturi, să văd cum merge. O mers rău, cred că cele mai multe greșeli aș putea să le explic din permacultura care am început eu pe deal. Cât de rău am început, cât de rău mi-a mers, cât de puține legume am cules. Deci aia aș povesti, da. Că în construcții n-am prea dat greș. Adică am mai dat greș, dar adică nu văd atât de multe greșeli. N-am schimb în grădină, oi, am tot greșit. Da. Nu. Păi depinde unde avem atenția pus. Da. Grădina o poți reface la anul, casa mai greu. Așa e, adevărat. Da, să știi, Alexandru, că ceea ce faci tu acum am făcut eu la bunici. Pentru că pe vremea aia, știi că nu erau materialele care sunt acum. Și noi făceam tutuluci, îi numeau tataia, pământul amestecat cu paie și băgam între două, cum să zic eu, între doi haraci, așa. Da. Și bulgăream, apoi lipiam. Și tot așa am făcut noi la mamaia când eram acasă, eram copii și ce drag ne era să ne băgăm în pământ cu picioarele și jucam acolo pământul ca să amestecăm cu paiele care erau. Era ceva de o joacă pentru noi, că pe vremea aia nu erau telefoane, nu erau nimic, acolo ne jucam în nisip, în pământ, aduceam cu gălețile, cu roabele, ne plimbam cu ele. Asta era o joacă de copilărie, dar să știi că toate treburile astea noi le-am făcut la tinerețe, pentru că așa au fost vremurile. Și uite că vremurile vin înapoi, pentru că sunt tot mai grele și tot mai greu de construit o casă, mai ales acum în vremurile astea. Și e un exemplu foarte bun, pentru că străinii noștri, noi am stricat casele țărănești, care erau cu prispă, cu grinzi,
cu nu știu ce, toată lumea a format și a făcut din astea moderne. Dar să știi că vin vremuri care o să ajungem din nou acolo. Și copiii noștri, poate că nemai fiind bani, nemai fiind salarii, servicii, nu ori mai fi, să știi că o să ajungă din nou la lut, din nou la pământ, din nou la lipit. Că toată viața și tinerețea mea, după ce m-am căsătorit, până mi-am făcut modernizat, am lipit pământul pe jos, dădeam cu var, lipeam cu baligă de cal și cu pământ și tot așa. Astea, să știi că nu este ceva, e ceva care le-am trăit și le știu foarte bine și o să ajungem din nou acolo. Da, doamna Stella, dar să nu înțeleagă, sau poate chiar mie. Să nu înțeleagă lumea greșit, dar confortul încă l-avem în casele naturale, pentru că noi putem lua toată informația care era în trecut, să o folosim în ziua de azi. Da, adică da, în ziua de azi, să nu înțeleagă lumea greșit că ne întoarcem atunci. Nu. Doar că ce suntem, tot ce luăm acum, să le luăm de atunci pentru acum. Da, pentru că străinii asta le plac la noi, la români. Pentru că la ei nu a existat așa ceva. Și ceea ce faci tu este foarte important, pentru că la ei nu există. Eu am fost în străinătate și știu. La ei nu este așa ceva. Și de aia și vin și te urmăresc și de aia vin și vor să afle ce și cum. Pentru că e ceva nou pentru ei. Da. Așa e. Și plus că acum avem tehnologie, avem informații, avem panouri solare, avem apă de la izvor în casă, deci putem să ne folosim. Acum nu trebuie să mai vină, acum trebuie să vină străinul după tine să strige la poartă. Da. Da, corect, corect. Așa e. Să dea de tine. Nu? Da. Și bun, că tehnologia de astăzi ne poate ajuta, adică putem să ne mai și folosim de anumite scule, de anumite materiale electrice sau scule electrice. Exact, de ce nu? Păi da, nu, să ne facem un pic viața mai ușoară. Nu folosesc, spuneai de excavator. Ce însemna înainte? 10 oameni sau 20 de oameni să stau pe ție. Deci. Exact. Acum nu mai găsești oameni, dar trebuie un excavator și un om. Da. Eu sunt foarte deschis la așa ceva, pentru că poate unii cred, bă, dacă ești sustenabil sau lucrezi natural, nu folosești ce ai nevoie de mașină, de scule, de mașină de degăurit, de astea. Deci eu le folosesc toate și îmi plac enorm. Am mașină de degăurit de aia pe baterii, care rupe mâna dacă nu țin bine de ea. Folosesc drujba. Era și drujba pe-n frumule, tu? Da, folosesc drujba. De ce nu? Nu pot. Eu am tăiat. Eu m-am mutat la țară și am zis nu. Eu nu folosesc drujba, nu benzină, nu ulei și am tăiat cu mâna. Și după un an am zis, bă, las-o în supărare. Pe ce facem? După o lună de zile, da, la firez, pe eu nu mai pot să plantez cartofi. Îmi rupe mâna firezul. Iau drujba. Trebuie și noaptea dădeai din mână. Da, o țineam la o dignă, că nu mai puteam să o mișc. Deci să ne folosim cu încredere, că nu. Cum îi zici și tu de excavator, păi unde găsești tu 20-30 de oameni să facă o groapă și ăla vine cu cupa, bagă și gata. Păi, nu. Două ore a plecat. Exact. Deci nu putem să dăm cu piciorul la așa oportunități care le găsim acum. Bine, că din ce au făcut bătrânii noștri s-au văzut și greșelile și tot cele bune și acum putem și cu rețete mai bine pregătite, mai bine colectate, strânse, să pregătim un material mult mai bun, care să nu mai lucreze în timp, să nu se mai fisureze. Că se văd unele case, de exemplu, și noi avem o casă din lut făcută în care peretele s-a lăsat. A format o curbură. Probabil paiele care au fost introduse nu au fost presate cum trebuie și în timp de la vibrații, cu tremure și șocuri și s-a mai lăsat, s-a așezat pământul și s-au apărut crăpături, fisuri. De asta e bine cumva să implicăm și tehnologia în ziua de astăzi, să vedem exact cam ce ar însemna o rețetă bună. Nu ne-ai explicat de test, dacă ai făcut un test la lut, te-ai dat seama cumva că lutul, dacă are prea mult nisip, sau dacă ai găsit vreo metodă de a face test la pământ? Păi, cred că l-am găsit acolo lutul. Nici nu mi-amintesc cum am făcut. Cred că am pus testul la borcan atunci, dar eu testele cred că le-am făcut prin practică.
practică. Deci am folosit cobu. Cobu e lut, nisip și paie amestecate împreună și tencuite direct. Eu am folosit o parte lut, trei părți nisip și paie. Nu, când am început cu o parte lut și două părți nisip. Am amestecat, am tencuit într-un col să văd cum merge, o stat o perioadă acolo, am văzut că o crăpat un pic, am zis hai să mai pun jumate de găleată, știi, jumate de parte, adică două părți jumate de nisip, o parte lut și tot așa. M-am tot jucat. Cum zice doamna Stella, a fost un fel de joacă și pentru mine. Eram foarte entuziasmat, citisem înainte cu 2-3 ani de tehnici de astea naturale de a construi și îți dai seama când ajungi în natură de la bloc, îți dai fru liber la imaginație și te faci încet și te practici și nu, mai greșești. Nu greșești neapărat, dar o crăpa dacă am pus o parte lut și două părți nisip, am pus trei părți și am ajuns la trei părți. Acum eu le număr când pun, număr 12 lopeți de nisip și 4 de lut. Așa e 3 la 1, așa e părțile. Dar și la ochi, câteodată mai bag câte una în plus de nisip sau una în minus sau pun un pic mai mult lut și în timp ce îl macini, după atâta practică, îl simți, nu știu, știi. Auzisem, da, auzisem de un test, spuneai de ai făcut testul cu borcanul, auzisem de la un pet mai mare, cum ar fi cele de 5 litri de apă sau în care se poate pune cam un sfert pământ și vreo 3 sferturi apă, nu? Și se da. Aia se amestecă și se lasă la decantat. Exact. Și după ce se decantează, dacă nu s-a decantat bine, se mai amestecă încă o dată și se mai lasă încă o dată la decantat până se pot distinge straturile și funcție de greutatea materialului, ce conține lutul, poate să conțină nisip sau alte materiale, resturi organice, se vor decanta pe strată și atunci putem să facem o măsură, să ne facem o idee că are foarte mult nisip sau că are mai puțin și că ar trebui să adăugăm. Da, eu ce am mai descoperit la mine pe teren și mi s-a părut foarte interesant, eu am început să sap și pentru cărare, am săpat și să-mi fac niște straturi, după aia am săpat să-mi fac gardul. Cum la mine e pe deal, cred că ați văzut în videouri, tot așa, am dat într-o parte lut, la, după 20 de centimetri, lut pur. Pur. Era roșu, mai multe culori, dar era lut. La 200 de metri, nisip. Până nisip pur. Dacă îl dai prin cernătoare, nu rămâne nimic în el. Deci pur, îl folosești la tencuială direct, nici nu mai trebuie să-l cerni, atât de bun. În unele părți am dat de piatră, în unele părți am dat de lut negru, în unele părți am dat doar de pământ de la negru, de pădure, care sunt mai mult nutrienți. La 2 metri în jos e tot așa. După aia un nisip mai diferit, după aia un fel de silt. Deci eu cam săpat acolo și am făcut gardul și am săpat gardul, parii la gard 50 de centimetri jos, deja am văzut o grămadă de structuri de sol. Deci voi dacă începeți la un teren să vedeți ce sol aveți, faceți gardul. Faceți o parte din gard și vedeți toate structurile de sol. Vedeți? Exact, aia e un exemplu exact, care l-am făcut eu. Și Exact așa am făcut și eu la terenul mare, am făcut găuri cu motofreza și am găsit diferite tipuri de sol și acum știu cam pe unde aș găsi lutul ăla negru, pe unde exact. Găsi altul. Da. Da. Știu unde ai piatră, unde ai nisip, faci o cartografiere a terenului doar că faci gardul, știi, deja știi dintr-un capăt în altul unde ai piatră, unde ai nisip, unde ai lut. Le amesteci toate da. Și faci casa în mijloc, să nu mergi prea mult cu roaba. Da. Dar acum depinde, că dacă e drept terenul, nu știu. La mine a fost în pantă. E așa în pantă și dau de multe tipuri de sol. Pe terenurile așa, îți mai multe șanse să găsești mult mai multe tipuri de sol. Dar pe un teren drept, da, poate... Drept, da. Nu, poate cam același. Da. Da, dar și să-l aduci, să zicem, că nu ai nici lut, nici nisip. Mă, o roabă de aia de tractor, de aia mare, de 20 de metri cub, 20 de metri cub de nisip, 10 metri cub de lut și îi dai la șofer motorina, că n-ai pe ce să dai banii. Adică păi lutul nu poți să-l cumperi? Păi îl cumperi, dar îl găsești oriunde, părerea mea.
Deci dai o sumă modică la șofer numai că îți transportă, dar pe material, pe lut, n-ai la cine să dai, numai la ăla poate cu excavatorul că sapă. Că nu-l găsești la timp pe teren, dar în alte zone îl găsești sigur. Eu aici văd și eu sunt interesat de lut de peste tot pe unde mă duc și zona Clujului, multe locuri văd lut și merg și ei, că nu, e efectiv pământ. Da, uite, la noi nu se mai poate lua lut de unde s-o lua înainte, pentru că e un mal foarte destul de abrupt și cu cât se ia mai mult lut de jos, cu atât dispare din grădina lui celuia de sus. A, da. Va se surpă malul. Și da, sunt nu, un... Înainte se tot lua, adică chiar aveam acces, puteam să vorbim cu cineva cu căruța și să ne aducă o bucărăță de lut sau de pe undeva, la în ziua de astăzi e mai greu. Dacă nu-l găsești pe terenul tău, trebuie să te zbați puțin ca să faci rost de material. Nu e ca și cum te duce la un magazin de materiale de construcții și ai zice că vrei lut. Da, dar asta depinde iară de zonă foarte mult. Cazul tău nu l-am mai auzit. Eu văd tot aici în zona mea și e destul de mult măsatul la cât. Bine, dar în cazul în care tu faci cum ai făcut tu păsaci, nu prea contează așa tare, nu? Sau contează ce bagi în saci când îi presezi? Contează un pic. Ideal ar fi 50% lut, 50% nisip. Ideal. Dar eu am folosit și numai nisip și numai lut. Și îi merge bine și așa. Bine, eu am folosit și pământ negru. Da, sau pământ negru. Da, am săpat o fundație și pământul acela l-am folosit. L-am băgat în saci și l-am presat și l-am zidit. Exact. Deși așa merge, da. Și ce ai putea să ne mai spui despre sustenabilitatea, drumul tău spre sustenabilitate? Ce crezi că ți-ar mai fi necesar prin gospodărie sau care pe viitor sau cu ce te-ai confruntat? Nu știu, poate ai avut mai... am văzut că ai și animale și presupun că ai nevoie de cereale sau de cu ce le hrănești. Le cumperi de undeva sau le cumperi? Nu, are mama mea, mai are un teren prin județul Alba și acolo lucrează cineva în mod monocultură și luăm ceva adică grâu. În arendă, nu cumva? Da, da, exact. În arendă, că toată lumea l-a dat în arendă și n-am avut ce face. Și ceva grâu ne este acolo câteva sute de chile, să zic așa, de grâu și porumb. Și le mai dau de alea, dar cel mai mult mă acces pe topinambur ca plantă. Și cel mai entuziasmat spre sustenabilitate mă duc acum spre proiectul meu e să mai fac o bucată de gard mare unde am o parte de pădure și o parte de pășune și vreau să-mi iau două capre și doi porci, să le las libere acolo, să le închid cu un gard electric, cu un pic de sârmă ghimpată. Au cam 2 hectare în zona aia unde mă gândesc eu că le fac. Poate fac și un lac acolo. Și cel mai mult aș vrea în toamna asta să mă axez, să mă focusez foarte mult pe compost. Să-mi fac într-o parte, să încep, adică să-mi intre în reflex ca în fiecare toamnă să-mi fac o masă mare de compost ca să încălzesc un pic de apă. Să am cât mai multă experiență cu compostul. No, cum ai zis, Bogdan, am mai discutat și noi, cel mai bun și cel mai bun pentru compost să ne dea căldură în casă ar fi tocătura de lemn. Noi încă n-am tocător, mi-aș fi dorit să pot să fac rău sau să-l închiriez câteva zile ca să pot să toc o masă mare de tocătură, ca am multe crengi acolo și verzi și uscate și să fac un fel de compost. Asta aș vrea cel mai mult și aia poate pe mine m-ar încânta sufletește să pot să-mi încălzesc măcar 2 camere, 3 camere prin calorifer din compost. Cred că aș fi foarte fericit și împlinit să văd că funcționează. O funcționat, dar nu să intre căldură în calorifer. O funcționat la robinet, îmi venea apă caldă, mi-a venit 2-3 luni, apă fierbinte tare chiar. Da, în calorifere trebuie să te atingă 70-80, nu știu, dacă din compost mai mult de 50, nu cred că poți. Și, da. Și 50-55, dacă ar ajunge, poate că ar fi bine. Eu știu că la centrala care o aveam de apartament avea 55 de grade apă în calorifer, care o băga centrala.
Acum și 50, nu, aia e. Mă mulțumesc și cu puțin, dacă ar fi măcar ceva peste 40-50, dacă ar fi, cred că, na. Dacă e și de fontă ăla, ceva ar merge. Mai fac un pic de foc în sobă și mai compensez. Bine. Bine, și biogazul ar fi important dacă ai reușit să te faci tot așa, exact, din compost, din tocătură. Da. Să ai ceva închis hermetic, o țeavă pusă în el. Și am văzut în Brazilia, au făcut un țăran și au făcut biogaz într-o fântână secată. Wow. Deci a avut fântâna din piatră, a băgat acolo tocătură și apă și a experimentat, a etanșat sus și și-a scos gazul la bucătărie. Incredibil. Fain. Da. Exemplu fain. Eu am făcut în butoi de la mare, de 200 de litri și o să-l refac. L-am făcut în primăvară și nu mi-a ieșit, cred că nu l-am izolat foarte bine. El a fiert, dar n-am scos eu gaz. Dar o să mai lucru. Acum că vine iarna, pot să pun atenția mea în chestii de astea mai mici, mai detaliate, cum ar fi compostul și biogazul. Păi ne cam apropiem de final. Mai dorește cineva să ne transmită o întrebare, să ne punem o întrebare? Dacă sunteți curioși de ceva din ce am povestit. Eram curioasă de finisajele din căsuța aceea de cob. Nu știu dacă ai spus podea, știu că pereții ai parcă ai amestecat cu cenușă. Da, bună întrebare. Era din lemn, dar mă interesează nu atât din perspectiva de constructor, ci cât m-ar interesa mai mult din perspectiva de locuitor. Ce înseamnă întreținerea ei, curățenie, dacă e diferită, produse sau, mă rog, ce ustensile folosești pentru curățenie și întreținere? Îmi place enorm să fac și să te încui, pentru că, cum e camera mică, o zi și Bogdan, ce e mic, e frumos și ușor de întreținut, am tencuit toată camera, cred că în jumătate de zi. Și ce înseamnă tencuială? Nu că-s leneș sau că nu vreau, dar eu tencui direct pe cob, pentru că e mult mai ușor dacă cobul are o mică fisură, eu tencui cu pensula, o pensulă mare. Și tencuiala constă în așa, cern 3 părți de nisip fin, 3 părți nisip, o parte cenușă, tot așa cernută, și o parte var. Var cumpărat de la Dedeman, de la hidraulic, de la stins sau nestins, nici nu știu exact, că nu știu să vă explic. Dar e de la Dedeman. E carbonat de calciu, nu? Carbonat de calciu, exact. Pudră. Exact. Deci trei părți nisip, trei părți nisip, o parte cenușă și o parte var. Le amestec toate cu apă să fie un fel de pastă, o fel de pastă mai apoasă, un pic mai lichidă ca smântâna, bag pensula și efectiv dau peste tot, unde scrăpături dau și intră și nivelează. No, chestia aia cumva dacă o ating se ia pe mână, dar am mai experimentat cu ulei de in, că ulei de in e natural și merge foarte bine pe astea cu pensula. Și am dat unde știam eu că ating și unde pe culoar sau pe jos sau unde pun salteaua la pat sau soba rachetă, dau cu ulei de in. Dau cu ulei de in și se întărește, nu mai crapă și nu se mai ia. Și dacă îi dau două mâini, gata. Dacă îi dai 5-6 mâini, poți să crăb lemne pe el și poți să-l speli că e impermeabil, nu se mai ia, e demențial. Am avut experiment. Mai este varianta cu ceară, nu? Și n-am lucrat cu ceară, n-am lucrat, dar cred că da, cred că merge. Ceara de albine amestecată cu ceară de aia de brad, cred că. Topite da. Și date, da, da. Uh-huh. O să intru și la alea, dar încă mi-e ușor cu uleiul de in. Costă, dar okay. Nu. Mi-a fost mai ușor așa. Da, ulei de in sicativat, nu? Acela. Da, e sicativat, da. Are un pic niște agenți okay. De uscare. Poate ăia sunt un pic toxici, dar sunt toxici numai când îi dau. Pentru că ei se evaporă, da. Pentru că îți făcuți pentru a usca cât mai repede. Și dispar. După câteva zile, nu mai e nimica. Okay. Da.
uleiul de in natural e bun și ăla, numai că ăla durează mult mai mult, e mai complicat de făcut. Da, aș lucra și cu ăla, dar cred că, cum ai zis tu, decât să fac eu ulei natural sau să pun de ăla, cred că cu ceară ar fi, cred că, cel mai bine. Sau un mix de chestii. Da. Și ai zis că ai dat numai pe anumite porțiuni, adică nu se schimbă deloc culoarea? Se schimbă, da, fine, un fine. Adică poate ai două, trei culori în casă, dar-s faine. Sunt mult mai închise când ai cu ulei de in. Când ai cu ulei de in, se închide un pic culoarea la... Iese un pic mai în evidență un fel de gri maro, cam așa. Dar e faină culoarea și dau și pe lemn. Pe podea am dat și pe lemn, direct, pe podea. Că podeaua e tot din cob, cu inele de lemn incorporate, se văd inelele la același nivel și ulei de in apoi. Și am mai experimentat acum, nu, anul trecut am început să lucrez cu bălegar. Bălegar, cum zicea doamna Stella, dar bălegar făcut de la de cal uscat, care nu mai miroase, fermentat în lut. Deci lutul l-am cernut ca să fie fin și cu bălegarul de cal are firimiciuri de alea mici de paie, cum digeră stomacul, l-am lăsat o parte bălegar și o parte lut, da, ud, și ca și smântâna era lutul, l-am lăsat la macerat acolo 2-3 zile și ăla, credeți-mă, că dai peste tot și nu mai crapă. Deci faci un bulgăre atâta și se face ca piatra. Ce ziceați voi de ham crypt, aia fac eu cu bălegar de cal și lut. Iese ca betonul, se lipește pe fier, se lipește pe lemn, se lipește pe orice și iese, deci când se întărește, e ca o bucată de beton. Dacă o fac ascuțită, te tai pe mână. Atât ai de tare. Pentru că fibrele alea mici, care le digeră calul, intră în contact cu lutul și se face un bloc foarte, foarte țapăn, foarte, foarte bun, foarte tare. Și ăla l-am folosit ca un fel de strat pe jos sau în părți unde a crăpat, unde eu am tot utilizat, cum am terminat-o de vreo 2 ani căsuța, la uși, la ferestre, la sobă, unde, în zone unde tot timpul acces mare, am pus de ăla. S-a uscat și după aia ulei de in. E impecabil. Nu miroase și de o rezistență incredibilă. Jumătate, o parte bălegar, o parte... Da, da, și l-am luat de pe câmp ăla proaspăt, n-am luat, cred că, o bucățică, ca să aibă ceva enzime. Ca stomacul la cal are ceva enzime care alea, când fermentează, face să fie și impermeabil. Și face un fel de peliculă după ce se uscă foarte, nu știu cum să zic, nu se mai ia, nu se, e foarte, foarte fain. Adică nu găsești niciun material natural să fie atât de dimensionat bine în structuri mici. Ca alea mici, când prinde lutul și se amestecă împreună, face ca paiele alea mici să intre să fie foarte puternic, deci să devină un material foarte rezistent. Și, repet, pe chestii subțiri, că dacă aș face un bloc de la mare din cob, e foarte tare. Dar dacă îl fac mic, se sfărâmă, se rupe, se crapă, dar ăsta nu, pentru că structura e foarte bună la paiele alea digerate, semi-digerate, că ele mai rămân, dar rămân aceleași dimensiuni și grosimi. Bine, și tehnologic n-ar exista o variantă în care să folosești un tocător sau care să faci așa fin paiele? Aia zic, am încercat să toc eu paiele, dar nu ai niciun instrument de a toca paiele pe cum le toacă stomacul la cal. Că am zis că are și enzimele. Da, da. Și nu miroase. Miroase un pic când fermentează. Deci când ei, o să vedeți, dacă mergeți pe câmp, să vedeți un bălegar de cal. Vorbim de cal, nu de vacă, nu de bivol. Se vede, poate nu știți, dar o să faceți distinția în ăla de cal. Ăla de cal e mai tare și rămâne așa, se uscă cumva. De ei, efectiv, un bulgăre de paie maro. Așa rămân.
Și ăla cu apa se înmoaie cu lutul iară la fel, pentru că ba și apă și lut. Și mesteci acolo și lași acolo să fermenteze. La mine deja are 2-3 săptămâni de când stă acolo. Aia mai adăugat apă să nu se uște ca să pot să-l mai folosesc în anumite părți. La geamuri iară bag, în crăpături unde o crăpat. Deci, da, asta vă zic doar că am încercat ultimele săptămâni să lucrez cu asta și de aia sunt entuziasmat de chestia asta. Da, când eram, când lipeam noi, toată acea baligă care rămânea cu, din lut, de rămânea cocoloșul ăla mare, aia stupa în găurile de șoareci. Băgam acolo și nu mai ieșeau șoricei. Da, da, se face tare. Este. Da, 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 așa este. Calul, când se baligă, are acele paie care le mănâncă. Bine, și rumegă. Da. Rumegă și rumegă mai, mai puțin. Mai puțin la vacă e mult mai moale baliga decât da. La cal. Și nu mai are fibrele la vacă și la bivol. Dar calul are. Calul are fibrele alea, o să le vedeți. De-aia lipeam și noi numai cu baligă de cal. Da. Fain. Super. Văd că s-a făcut deja o oră jumate de când discutăm. Mulțumim, Alexandru, că pentru primul webinar ne a fost un webinar plăcut, spun eu, care am interacționat destul de mult. Și mai ești multe de discutat și o să le mai dezbatem. O să le mai dezbat și tu, Bogdan. Tot e de dezbătut și de învățat lucruri noi, mai ales. Bine, lucruri noi care, de fapt, nu sunt chiar atât de noi. Sunt deja știute de ceva, de multe. Da. Corect. Vă amintim că înregistrarea pe care am făcut-o, pe care a făcut-o Tasia acum, o să o regăsiți pe YouTube, o să o promovăm pe rețelele de socializare, pe canalele Ecoruralis și vă mulțumesc și eu că ați vorbit atât de frumos și că întrebările au fost atât de interesante. Am urmărit, nu știu când au trecut astea, ora asta jumătate. Tuturor pentru participare. Și noi le mulțumim. Și noi. Următorul, cine urmează săptămâna luna viitoare? Luna viitoare sperăm că Mariana, trebuie să vorbim cu Mariana de la Grădina Moldovei, și să vedem ce are să ne povestească și ea face foarte multe, are foarte multe activități împreună cu Max, reușesc să facă multe de ei doi acolo cât au de făcut. Și da. Încă mai avem destule webinari. Vedem. Sperăm să simt din ce în ce mai mult și să aflăm din ce în ce mai multe cum să ne ușurăm viețile prin gospodării și ce înseamnă agroecologia în primul și primul rând. Să lucrăm cu mediul și să lucrăm cu ce ne este accesibil, nu să folosim tot felul de carburanți și tot felul de transporturi, mașini transporturi, să ne aducă nu știu ce materiale sau ardezie neagră din Portugalia sau din știu pe unde. Nu e... O seară plăcută tuturor! Mulțumim mult! Salutare! Mă bucur că ați urmărit! O seară bună și toate cele bune! Spor la treabă prin grădini și în construcții, da? Naturale. Să nu uităm. Avem cu toții. Seară frumoasă! Pa, pa! Seară frumoasă la toată lumea! Ciao, ciao!